A venit rândul elevilor de clasa a patra să treacă prin emoțiile unui examen național. Prima probă s-a desfășurat marți, cea de limba română scris și citit. Elevii au avut la dispoziție 60 de minute pentru a rezolva cerințele ce evaluează competențele de receptare, producere a mesajelor scris-citite. Gradul de raportare la text, de creare de text, de exprimare argumentată a unei păreri în conformitate cu programa școlară și cu nivelul de vârstă. Evaluarea națională la clasa a patra începe astăzi, 17 mai, cu prima probă la limba română scris și citit. Astfel, elevii vor primi iteme atât din scris cât și din citit, mergându-se pe ideea că aceștia au pregătirea și competența de a le trata integrat în cadrul aceleiași probe. De asemenea, gradul de raportare la text, de creare de text, de exprimare argumentată a unei păreri este unul mai detaliat față de subiectele pe care le-am întâlnit anterior la clasele a doua. Testul de mâine, din 18 mai, evaluează competențele matematice conform programei școlare. Itemii sunt formulați fie în manieră grilă, cu un răspuns corect, fie în mod tradițional, presupunând rezolvare prin diverse operații. Rolul acestor evaluări la clasa a patra este de a diagnostica starea învățământului actual, la nivel național, dar evident că ne interesează și la nivelul unității noastre școlare. Rezultatele testelor nu se fac publice, nu se notează cu calificative și nu se trec în catalog. Îi ajută pentru pregătirea examenului final. Consider eu că pentru clasa a 8-a sunt beneficii aceste tipuri de evaluări care se dau la clasa a doua, la clasa a patra și vor continua și spre clasa a șasea, pentru că învață cu acele condiții de examen, cu gestionarea emoțiilor, a timpului de lucru și, într-adevăr, și partea aceasta de verificare a cunoștințelor dobândite și a deprinderilor de lucru cu acestea. Cred că sunt, zic eu, benefice pentru parcursul lor ulterior. Subiectele sunt relativ ușoare, adică cerințe simple, dacă e să ne gândim că ei fac față cu brio și la cerințe mult mai crescute, de nivel ridicat, să spun așa. Nu am avut niciodată emoții că n-ar putea face față. Ei sunt copii pregătiți, au lucrat tot pe tipuri de subiecte de acest gen. Am lucrat la clasă. Cred că a fost destul de simplu ca ei să facă față așa cum ne așteptăm cu toții. Ei își doresc pentru ei să-și confirme că ceea ce au lucrat astăzi arată și pregătirea lor. Testarea la limba română nu le-a dat prea mari bătăi de cap elevilor. Mie mi s-a părut foarte ușoară, deoarece cerințele n-au fost atât de grele și sper că voi lua o notă mare. Ai avut emoții? Nu. Au fost ușoare, n-au fost lucruri care nu le-am învățat. Am avut de făcut dintr-un text și de răspuns. Au fost multe subiecte? Nu. Mi-am dat seama că va fi ușor, că am mai făcut și suplimentar înainte și nu prea am avut emoții. Ai rezolvat toate subiectele? Da, așa cred. Acum să vedem. La matematică cum crezi că va fi? La matematică cred că o să fie tot ușor, adică am lucrat lucruri mai grele și n-am emoții nici la matematică. A fost ușoară, adică mă așteptam să fie mai grea. La matematică sunt sigură că va fi și acolo foarte ușor, doar că am emoții. A fost ușor. Te-ai descurcat? Cu toate subiectele le-ai rezolvat? Da, m-am descurcat. Vrei să fie ceva mai greu? Sincer, da, pentru că am văzut subiectele de anul trecut și mă așteptam puțin mai greu, da? M-am descurcat. Clasele a treia și a patra fac parte din ciclul de dezvoltare. În această etapă a învățării, elevii așează peste baza formată în ciclul achizițiilor fundamentale noi competențe, care permit continuarea studiilor la un alt nivel. Elevii reușesc să conexeze cunoștințele din diverse domenii, să le utilizeze în viața cotidiană, să devină creativi în găsirea unor soluții la probleme.